Cunoscut în popor sub denumirea de gura leului, genul Antirrhinum face parte din familia Scrofulariaceae și cuprinde circa 40 de specii anuale, bienale și perene. Numele genului își are originea în termenii grecești anti, care înseamnă asemănător, și rhinos, care înseamnă bot, făcând astfel aluzia la asemănarea florii cu un bot de leu. Dacă floarea este apăsată pe părțile sale laterale, acestea se deschid larg, asemănător unei guri de leu. În evul mediu, florile de gura leului erau considerate ca având proprietăți magice și supranaturale, considerându-se că feresc oamenii de descântece și de blesteme. În Grecia antică, femeile însărcinate consumau ceai din frunze de gura leului, care avea rolul de a atenua durerile sarcinii. Florile erau folosite pentru vindecarea arsurilor, ceaiul de gura leului sau extractele uleioase având proprietățile unui dezinfectat excepțional. Calitățile medicinale ale plantei sunt recunoscute și azi, dar mult mai puțin folosite. Există soiuri care nu trec de 20 de centimetri înălțime, dar și soiuri care depășesc un metru înălțime. Florile plantelor sunt proporționale cu înălțimea. Gura leului are zeci de culori. Planta este foarte rezistentă, iar cele care cresc în locuri cu mult soare au culori mult mai intense decât cele care cresc în locuri umbroase. Gura leului este folosită în buchetele de mireasă pentru forma lor spectaculoasă și culorile dulci. Dacă vrei să-i folosești proprietățile medicinale, trebuie să știi că recoltarea acestora trebuie făcută atunci când jumătate din florile inflorescenței sunt deschise, pentru că atunci puterea plantelor este maximă. Nu are cerințe mari de cultivare, dar preferă multă lumină și umiditate. Gura leului se cultivă de obicei ca plantă anuală, dar unele varietăți rezistă și peste iarnă. Pentru cultivare se folosesc răsaduri viguroase sau semințe de bună calitate care se seamănă primăvara. Între semințe și răsaduri, ultimele sunt cea mai bună alegere, deoarece nu trebuie așteptat mult timp pentru a avea plante mature înflorite.